Sute de petiții au ajuns la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj de la începutul anului și până în prezent. Cele mai multe plângeri înregistrate au fost în domeniul relațiilor de muncă și doar 24 de petiții au vizat probleme de securitate și sănătate în muncă. Am avut în perioada 1-1-2015, perioada 36-2015, un număr mare, zic eu, de petiții, 256 de petiții, din care 232 sunt în domeniul relației de muncă și 24 în domeniul securității și sănătății în muncă. Dacă să începem, vedem, 90% dintre petiții sunt făcute în domeniul relației de muncă și aici aș vrea să vă spun că foarte mulți peticionari se referă la timpul, adică petițiile se referă la timpul că nu și-au primit dreptul salarial sau nu le-au primit la timp. Cea mai frecventă problemă a angajaților se referă la neplata salariilor la timp sau chiar deloc. În urma sesizărilor făcute de aceștia, inspectorii de muncă efectuează controle periodice și încearcă să soluționeze cazurile semnalate. În mare parte dintre petiții, pe lângă munca fără formă legală, pe lângă timpul de muncă nu se respectă, pe lângă repaus săptămânal și alte probleme, principala problemă care în momentul de față o avem, neplata dreptului salarial la timp sau neplata dreptului salarial deloc. Inspectorii de muncă, bineînțeles, că merg în aceste controle și în termene foarte scurte trasează măsuri de remediere deficiențelor în situația în care nu este angajatorul risc amers foarte mare. Față de aceeași perioadă anului trecut, numărul petițiilor înregistrate la sediul instituției a crescut. Angajații care depun reclamații trebuie să știe că toate informațiile din plângerile depuse la ITM rămân confidențiale.